Mulțumim ansamblului folcloric Ruga Copiilor de la gimnaziul Alexandru Grosu din satul Dobrușa, conducător artistic Grajdar Ludmila. Le mulțumim și desigur că îi petrecem din scenă sub aplauzele dumneavoastră. Îndrăgostiți de cântecul popular, membrii ansamblului care vin pe scenă și au pus ca scop cercetarea, valorificarea și propagarea folclorului autentic. Repertoriul ansamblului este constituit din cântece, dansuri, obiceiuri păstrate de locuitorii satului. Deci, dragi prieteni, în scenă vine ansamblul folcloric Ciuleandra din satul Cotujenii Mari, conducător Burete Nadejda. Suflet.
trecut, Randida. Măi, o noroc și m-o lăsat, Randida, Randida, și-ar mă apucai de cântat, Randida. Măi, o noroc și m-o lăsat, Randida, Randida, și-ar mă apucai de cântat, Randida. Am o țară și un neam, Randida, să-i mânțelea niște fari, Randida. Pentru dumneavoastră, Iana Popescu cu piesa Acasă. Acasă, înflorit au trandafir, acasă mă așteaptă cineva și pot citi în dulcile priviri. Atât de dor ne-a fost de a ne vedea, atâta timp s-a scurs pe undeva, cumva. O grada ți este plină de amintiri și ascunde în umbra ei povestea ta. Așa, așa cum o simțeam și eu cândva, cândva. Vreau să mă întreb în șoaptă lângă locul de la poartă, când să mă aștepți cu pâine caldă din cuptor. Vreau să-ți povestesc în șoaptă lângă locul de la poartă, cum să-ți bate inima.
bate cum se-ți bate inima de dor.
de lumea asta, fratelor, vă spun, să fii om de omenie și cu suflet bun. Să nu uit nici când de casă și de frații tăi, ridicați măharul pentru ei. Eu îi spun pe lumea asta, fraților, vă spun, să fii om de omenie și cu suflet bun. Să nu uit nici când de casă și de frații tăi, ridicați măharul pentru ei. Viața dulce și frumoasă, haide să trăim. Sănătate, eu am să cinstesc, după cum e obiceiul nostru strămoșesc. Mă mândresc cu neamul eu și cu țara mea, ridicați paharul pentru ea. Un pahar de sănătate, eu am să cinstesc, după cum e obiceiul nostru strămoșesc. Mă mândresc cu neamul eu și cu țara mea, ridicați paharul pentru ea. Viața dulce și frumoasă, haide să trăim. Două nopți și două zile să ne veselim, cu prieteni buni de viață, haide să-i cântăm. Și viața asta, frate, să ne bucurăm. Viața dulce și frumoasă, haide să o trăim. Două nopți și două zile să ne veselim, cu prieteni buni de viață, haide să-i cântăm. Și viața asta, frate, să ne bucurăm. Mulțumim ansamblului folcloric Ciuleandra din satul Cotiujenii Mari, conducător Burete Nadejda. Și continuăm, desigur, cu aplauzele, petrecem un ansamblu folcloric și în scenă revine ansamblul de dans popular Ciuleandra al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din municipiul Chișinău, coregraf Ion Benghici. Să-i întâmpinăm, desigur, cu aplauzele dumneavoastră.
dans popular Ciuleandra al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, coreograf Ion Benchici. Iar în cele ce urmează oferim scena ansamblului folcloric Alcea, din satul Alcedar, conducătoare Olga Bulai. Și desigur că continuăm cu aplauze și nu doar peste unul, dar toată lumea la oaltă.
mulțumim ansamblului folcloric Alcea din satul Alcedar, conducătoare Olga Bulai. În fața domniilor voastre revine ansamblul de dans popular Ciuleandra, conducător Ion Benchici.
Club de Dans Popular Suleandra al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din municipiul Chișinău, coregraf Ion Benkeci. Așa cum se spune vorba cea veche, unde joacă moldovenii, acolo pământul geme. Dar cu mare regret, dansatorii noștri ne-au făcut chef și voie bună, iar acum, pentru că sunt veniți de departe, trebuie să-i aplaudăm încă o dată pentru frumoasa lor evoluare în scenă. Și desigur că doamna președintă Leona Pânzar va înmâna diplomele celor două colective care sunt venite, unul tocmai din centru, de la capitală, de la Chișinău, iar al doilea colectiv de la Telenești. Așa că ofer microfonul doamnei Leona Pânzar și să ofere diplomele. Dragilor, am să rog mult prezența în scenă a domnului Benkeci, domnul profesor. Să știți că, cu tot respectul pentru tot ce faceți, vă aplaud astăzi întreg raionul Șoldănești, orice dumneavoastră sunteți de aici, de la Șoldănești. Diplomă se decernează ansamblului de dans popular Ciuleandra al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din municipiul Chișinău, coregraf domnul Ion Benkeci, pentru promovarea și valorificarea folclorului autentic în cadrul primei ediții a Festivalului Raional de Muzică și Dans Folcloric Dragul Mii în Sat la Joc. Aplauze, dragilor, pentru oamenii ăștia care cu atâta măiestrie ne-au arătat ce este cu adevărat dansul popular. Cu tot dragul, cu tot dragul pentru dumneavoastră. O altă diplomă îl rog să vină aici pe coregraful domnul Sergiu Samoilă, cel care ne-a încântat privirile și auzul cu acești frumoși dansatori. Diplomă se decernează ansamblului de dans popular Vatra Neamului, ori dansează precum neamul nostru moldovenesc din orașul Telenești, coregraf domnul Sergiu Samoil, pentru promovarea și valorificarea folclorului autentic în cadrul celei din întâia, primei ediții a Festivalului Raional de Muzică și Dans Folcloric Dragul Mie în Sat la Joc. Vă mai așteptăm și la Zahorna și la alte festivaluri pe care le organizăm în raionul nostru. Vă mulțumim! Respect pentru dumneavoastră! Mulțumim pentru prezență și drum bun înapoi! Dragi prieteni, stimați spectatori, oferim scena ansamblului de dans popular Clopoței din satul Răspopeni, conducător Diana Snițari. Doamnelor și domnilor, haideți cu aplauzele dumneavoastră să întâmpinăm ansamblul folcloric Mărgăritare din satul Răspopeni, conducător Diana Snițar. Deci la voința domniilor lor am hotărât așa cumva să se schimbe ei cu locurile. Asta este hotărârea, decizia lor, dar nouă ne rămâne decât să aplaudăm și să-i întâmpinăm frumos, pentru că sunt cu voie bună, cu dragoste pentru dumneavoastră, au urcat ansamblul Mărgăritar. Cu
Thank you.
Ansamblului folcloric Mărgăritare din satul Răspopeni, conducător Diana Snițar, și la fel mulțumim dansatorilor ansamblului de dans popular Clopoței din aceeași localitate, conducător Diana Snițar. Le mulțumim și desigur că îi petrecem cu aplauzele dumneavoastră. Sat frumos cu oameni buni, cu levezi, câmpii, păduri, din răziș pornita neamul ce ne-a veșnicit meleagul. Aici vata-i strămoșească, neam de viță românească. Și acum, dragi spectatori, sunt deja pregătiți să ne cânte și să ne încânte ansamblul folcloric de bărbați Haiducii din satul Zahorna, conducător Ana Zabica. Este un ansamblu folcloric nou, recent înfiripat pe lângă centrul de cultură din localitate. Acest fapt ne demonstrează că localnicii din acest sat sunt oameni cu suflet mare.
dornici de a face lucruri frumoase pentru această localitate, iar la sărbători să ne bucure cu cântece frumoase. Așadar, ansamblul folcloric Haiducii din satul Zahorna, conducătoare Ana Zabica. Să-i întâmpinăm! Oh,
Ansamblului folcloric Haiducii din satul Zahorna și desigur și colectivului care a întuțit acest ansamblu frumos. Le urăm succese pentru viitor. În continuare oferim scena ansamblului de dans popular Vulturașii din satul Zahorna, conducătoare Ana Zabica.
ansamblul de dans popular Vulturașii din satul Zahorna, conducătoare Ana Zabica. Stimați spectatori, cele ce urmează invit în scenă pe Selina Botezat cu piesa Mândră sunt că-s moldoveancă. Turna
ochișor de șarpe, la 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 la. Și pe minte că la carte moldoveacă mea, moldoveacă spune așa, la 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 la. Ca mine nu-i nimeni, hop, și așa. Bine v-am găsit! Bună ziua și la mulți ani! Bine v-am găsit! La mulți ani! Mai treci un an din viața ta și te mândrești cu ei. Ce-ți doresc de ziua ta e să fii sănătos și câte zile vei avea să le trăiești frumos. Cu mare, mare drag. Dar tu de-am pare ca două oară vii, da? Tu de-o până ai cânta. Mulțumesc din suflet. Ech, tăi, stai cum și o moșcă. Florile moșcă, noi ne pupăm.